cântă suporterii giuleșteni pe acest final de meci. Să-l vedem pe Feiz Shamsin în marginea careului. Cade și este penalti pentru Pandurii. Penalti pentru Pandurii și cartonaș galben pentru Jeremy Sapina. Este decizia arbitrului Iulian Călin. Foarte bine a driblat aici Feiz Shamsin. Sapina s-a dus cu piciorul stâng și i-a dat peste picioarele lui Shamsin. Amândouă picioarele i le-a luat. Foarte aproape de fază. Tânărul arbitru de centru din Ștefănești Argeș, ferm pe poziție. Îl trimite pe Miloș Buhta pe marginea, pe linia porții, în fața sa Mihai Răduț, cel care se pregătește să execute penaltiul, pentru că Mihai Roman nu mai este în teren. Dacă ar mai fi fost Roman, putea să înscrie golul său cu numărul 17 în această ediție de campionat. Așa, Răduț execută în minutul 90 plus 3 în fața lui Miloș Buhta. Răduț se apropie de minge, șut și gol Pandurii! 3-0 pentru echipa antrenată de Edi Iordănescu, cel care a urmărit acest meci cu foarte multă detașare, l-am văzut zâmbind în câteva rânduri. 3-0 așadar pentru Gorjeni și nu se mai poate întâmpla nimic decât să asistăm la recitalul galeriei rapidiste, la această ultimă prezență a fotbaliștilor antrenați de Cristiano Bergodi.